Din nou în direct, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră, fotbalistul Daniel Niculae a fost ridicat de polițiști. Înțelegem că ar avea o calitate într-un dosar penal în aceste momente în legătură cu deținere de arme și muniții. Colega mea, Ana Ciuvică, este alături de noi cu ultimele informații. Bună ziua, Ana! Despre ce este vorba în acest dosar și ce calitate are, dacă știm? Bună ziua, Berta, bun găsit tuturor. Se fac percheziții în această dimineață, 18 percheziții. Vorbim despre un dosar în care se fac cercetări pentru grup infracțional organizat, operațiuni pirotehnice pe stadioane și, conform informațiilor noastre, pe surse, ar fi vizat inclusiv Daniel Niculae, președintele clubului de fotbal Rapid. Din ceea ce știm în acest moment, el s-ar afla deja la audieri, la serviciul de grupări infracționale violente. Lente, însă nu se știe în acest moment în ce calitate este acolo. Există posibilitatea să fie doar martor și să dea declarații privitor la aceste operațiuni pirotehnice pe stadioane sau să aibă altă calitate. Cel mai probabil vom afla acest lucru de-abia după ce se vor termina aceste audieri. Este vizată, din informațiile noastre, Peluza Nord Rapid, așa cum v-am spus, 18 percheziții în București, în Ilfov, dar și în Prahova. Vizat ar fi și Daniel Niculae, care a fost ridicat de mascați în această dimineață. A venit acest anunț chiar de la Dan Șucu, a spus că l-au informat avocații în această dimineață despre situație, un caz legat de arme și muniții, dar a spus de asemenea că nu înțelege de ce era nevoie să fie ridicat așa cu mascații, că nu ar fi fugit de răspundere. Urmează să vedem așadar ce se va întâmpla în urma acestor audieri. Cum v-am spus, pe surse știm în acest moment că Daniel Niculae este audiat de anchetatori. Mulțumesc foarte mult, Ana Ciufică, urmărim